O femeie a murit, iar alți trei oameni au suferit arsuri grave în urma unei explozii puternice care s-a produs la o fabrică din zona Preciziei din capitală. Unul dintre răniți are arsuri pe 90% din suprafața corpului și a fost dus la Spitalul Universitar, spune Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență. Este o explozie la un utilaj la o fabrică care realizează prefabricate și care a dus la decesul unei persoane. O persoană este cu arsuri foarte grave, peste 90% din suprafața corporală, și alte două persoane cu arsuri mai ușoare din primele informații care le avem până acum. Deci cei răniți au fost transportați la spital și forțele de intervenție încă continuă acolo acțiunea până ce finalizează inclusiv stabilizarea zonei și până ce începe, bineînțeles, și ancheta ca să se afle exact ce s-a întâmplat.